Ok, deci avem Hyper Jar și Star Drop legendar gratis pe contul ăsta. Deci nu știu de ce o dat un Hyper Jar gratis pe contul ăsta, în considerare că am jucat la event și am luat Hyper Jar pe Spike gratis. Da? Merge. Nu mă sunt. Ok, deci avem Hypercharge-ul. Star Drop-ul Hypercharge. Sperăm să pice ceva bun. Sperăm să pice ceva bun. Adică Buzz sau Cordelia. Ah, stai că pe bază nu l-am pe contul ăsta. Atunci după de... Bro, serios, fix cel mai slab Hyper Charge dintre toate, fix pe rosa. Bro, care-l urăsc, bro. Și-a bătut joc, și-a bătut joc. Deci avem Star Drop legendar, nu s-au auzit coinsuri, deci... Bro, serios. Și pe contul ăsta un Gage sau un Parse Tower. Așteptăm. Hyper Charge pe Edgar! What? Trei Hyper Charge-uri în doar 3 zile. De la eventul ăla unul pe Spike, acum pe Edgar și pe Rosa. Rosa care e slab, dar pe Edgar da, e bun. N-am ce zice, Edgar e bun, e meta. Deci... Paddles to the metal! Cum e de brawler? Și Edgar! Evident că nu o să îi fac power 11, evident. Pe Edgar l-aș face, da. Evident că o să-l fac pe Dan. Pe Dynamite și pe Jesse și pe Luke, pe am aproape Power 11 și am Hyper Charge. Deci cam acesta a fost episodul cu Hyper Charge pe contul ăsta. Apăsați butonul de like, scrieți în comentarii, bă, ceva, ca ce m-am dus. Ha!